Răspund așa la mai multe întrebări odată, de fapt vreo 3 întrebări acumulate, dacă mai aveți întrebări le lăsați în comentarii, eu mereu pe story lansez acolo căsuța cu întrebări pentru cei care nu am răspuns încă. Comand câteva plântuțe care sunt și ușor de îngrijit și rezistă cu brio la zone din casă mai întunecoase. Încep cu feriga, evident că dacă îi dai umiditate și lumină puțină îi place la nebunie. O să vă uimesc, dar aloia rezistă și ea cu brio la zone întunecoase din casă. Sansevieria, și ei plac zonele mai puțin luminate, dar se desfășoară bine și în zone luminoase, dar asta e ușor de îngrijit și rezistă oriunde, aș putea spune. E bineînțeles regele împăratul Potus, floarea asta, plântuța asta alăsătoare, rezistă cu brio și în zonele mai umbroase ale casei, atâta timp cât are umiditate și pe frunze și în interior lui îi merge bine. Poate fi crescut și în apă și cu asta vă spun tot. Deci e o plantă destul de nepretențioasă, să spun așa. Solar, răspund la întrebarea asta. Mă întâlnesc cu tovarășele mele o dată pe săptămână, cam așa. Sunt dăți și când ne vedem mai rar, că na, fiecare cu familiile, cu treburile și așa mai departe. Nu simt lipsa prietenilor pentru că, repet, ne întâlnim, ne grătărim, să zic așa, dar totodată trebuie să te anunț că îndată ce faci pasul să te muți, nieve a căzut, să te muți la țară și începi să-ți umpli curtea cu din astea, cu din astea, cu găinuțe, cu rățuște, ce mai vrei tu să aduci în grădină, vie că vrei să pui în grădină, nu o să mai duci lipsa prietenilor pentru că inima ți-o va bucura cu totul și cu totul alte lucruri și anume vietățile astea, fie plântuțe, fie animăluțe, nu vei simți atât de mult lipsa prietenilor ca la oraș, să spun, că n-ai cu cine sta la o cafea sau mai știu eu ce, că nu mai ai timp să stai nici la cafea, toată ziua vei fi ocupată cu lucruri care îți plac, căci dacă te muți la țară, mă gândesc că o faci din plăcere și din dorință, nu din necesitate, căci atunci lucrurile stau ușor diferit, dar dacă o faci din plăcere, pentru schimbare, pentru inima ta, nu vei mai avea timp de stat așa la cafeluțe, pentru că toată ziua vei fi băgat în priză și pur și simplu și că mergi să-ți vezi cum a crescut pătrunjelul, va fi o activitate care îți va umple timpul și îți va umple inima de bucurie. Câteva săptămâni în care Andy cerea să se ducă la găinușe să le vadă, pentru că activitatea zilnică era să mergem să dăm de mâncare la găinușe și era foarte atașat de găinușe. Am văzut că tot arăta acolo și arăta așa, că, ca și cum ce se întâmplă, de ce nu e nimeni acolo. Și îl duceam la rățuși, deci am ameliorat, să zic așa, situația cu rățuștele și mergem și le dăm de mâncare la rățuște, dar chiar și acum când trecem pe lângă cotețul găinilor arată, deci știe că acolo erau găinuțele și arată așa, ca și cum unde sunt, de ce nu mai sunt și o să luăm găinușe în curând, dar v-am spus că mi-am ameliorat situația cu prezența raților, mergem la rățuște, le dăm de mâncare, ne uităm la ele, ne jucăm cu ele, avem norocul că avem și rățuștele mici și își mai ameliorează dorul, între ghilimele, de găinuțe cu rățuștele, dar da, a întrebat și încă întreabă de găinuțe unde sunt.